Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta este în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Citim versetele 16 și 17. Ioan 20, versetul 16 și 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Amin. În istoria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos găsim, chiar dacă pentru unii spun puține detalii despre înviere, găsim multe detalii. Trebuie să știm să le citim așa cum sunt ele prezentate în Scriptură și atunci ne vom da seama de frumusețea acestei lucrări dumnezeiești pentru mântuirea noastră și pentru izbăvirea noastră de sub puterea păcatului și a morții și a mâniei lui Dumnezeu, a judecății divine. Primul lucru la care, așa introductiv vorbind, ne putem uita în seara aceasta este că întotdeauna când cineva vrea să dovedească ceva, se folosește de martorii cei mai buni, care au argumentul cel mai bun. Iar cel mai mare eveniment din istoria omenirii și a cosmosului, fiind învierea Domnului nostru Iisus Hristos, trebuia ca și martorii să fie pe măsură. Partea interesantă și ciudată pentru noi este că Domnul nu alege martorii cei mai buni. Prin aceasta, dovedind adevărul învierii din morți. Pentru că dacă ar fi umblat după Pilat, să zică Pilat, ați văzut, l-ați omorât și a înviat din morți. Pe Pilat nu-l credea aproape nimeni. Dacă marele preot spunea, l-am omorât, dar a înviat din morți, nici pe marele preot nu-l credea. Chiar dacă erau cele mai proeminente persoane care să aibă argumentul, Iisus a folosit de o femeie, Maria și femeile sfinte, despre care vorbește Scriptura în Evanghelie. Femeile nu aveau trecere în societatea ebraică, mai ales în argumente, într-o procuratură și într-o dezbatere, într-o dispută, chiar dacă femeia a fost martor ocular. Mărturia ei nu era luată în considerare în societatea iudaică, aceasta datorită unei interpretări defectuoase a Scripturii făcute de către farisei și cărturari. Domnul a dat 10 porunci care însumează în total, practic, 613 sunt în total în Vechiul Testament. Dar majoritatea sunt pe variații pe tema celor 10 porunci. Fariseii și cărturarii au făcut din cele 10 porunci 1500 de porunci. 1500. De nu mai știa nimeni ce să creadă, cum să umble și cum să se poarte. Și în aceste interpretări ale fariseilor și cărturarilor, ei au considerat femeia lipsită de importanță, lipsită de mărturie. Nu Scriptura, fariseii și cărturarii. Și societatea se comporta ca aftare. Când Iisus a născut, de asemenea, martorii pe care i-a avut Domnul și pe care i-a folosit tocmai
ca să demonstreze. Deci nu Irod să zică, în sfârșit s-a născut ăla de care vorbește prorocii. Nu mare preot să zică, s-a născut Mesia despre care vorbește prorocii, că știau când i-a întrebat Irod, unde trebuie să nască? Ce au zis? În Betleemul din Iudeea. Că așa spune Mica. Și după aceea s-au dus și s-au culcat. Cine sunt martorii? Niște păstori, ciobani, care, de asemenea, nu aveau nici o putere de mărturie sau de argument în Israel. Pentru că păstorii, ciobanii, erau considerați oameni necurați. Ei erau oamenii care erau considerați permanent necurați. Și după interpretarea legii, așa erau. Mă scuzați pentru că vă spun aceasta. Toată ziua călcau un bălegar de oaie și aceasta era o necurăție, unu, și doi, trebuiau să fie la lucru și în sabat. Că oile trebuiesc să pască și în sabat. Să meargă cu ele, să le adape, să meargă să le scoată din mărăcini dacă s-au prins. Ei nu aveau sabat și cine nu păstra sabatul era necurat. Trebuiau omorât cu pietre. Așa că un păstor nu avea nici o trecere în fața autorităților iudaice și a populației ca să spună, s-a născut Mesia astăzi, noi l-am văzut. Mergeți, băi, ce ați văzut? Și acum a înviat Hristos din morți. Cine a zis? O femeie. Iar Hristos nu are nevoie de proptele omenești ca să-și dovedească măreția și puterea. Cuvântul lui este adevărat. El a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să-mi o iau iar înapoi. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Aceasta nu poate să o spună decât Dumnezeu. Și Iisus Hristos a fost deopotrivă om, deopotrivă Dumnezeu. Dar Maria Magdalena este un personaj foarte interesant în Scriptură. Cei trei evangheliști ne-o prezintă pe Maria cu referință la învierea din morți a Domnului Iisus Hristos în trei ipostaze diferite. Primul care ne dă argumentul de început este Ioan. În Ioan 20:1, cuvântul Domnului spune, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Era întuneric. Matei 28:1 spune că s-au apropiat de mormânt când începea să se lumineze. Nu mai era întuneric. Marcu 16:2 ne spune că răsărea soarele când au ajuns ele la mormânt. Care spune adevărul? Toți trei spun adevărul. Matei spune momentul când au pornit spre cimitir, spre mormânt, apoi Ioan, Matei ne spune când se apropiau și erau acolo mai aproape de mormânt, iar Marcu ne spune când au ajuns la ușa mormântului și au văzut piatra dată la o parte. Prin acestea, cuvântul Domnului vrea să ne spună următoarele lucruri. Maria a plecat la mormânt cu întuneric și afară și în sufletul ei. Matei vrea să ne spună, Maria, pe măsură ce se apropia de locul unde era Iisus, chiar dacă ar fi fost un Iisus mort, începea să se lumineze la față și la înțelegere, să facă pace în suflet, pentru că așa spune Scriptura, după cum vom vedea imediat, când îți întorci privirile înspre El, ce faci? Te luminezi de bucurie. Iar Marcu ne spune, ultimul care vorbește, deși el este primul care scrie Evanghelia, Marcu ne spune că atunci când au ajuns la mormânt și s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, pentru ele a răsărit soarele neprihănirii, cu vindecare în aripile Lui. Este Iisus Hristos, glorie Lui! Textul nostru însă ne prezintă o situație foarte ciudată.
Când Maria îl recunoaște pe Domnul Iisus Hristos în sfârșit, Iisus îi spune pe nume, Maria. Iisus Hristos nu-i dă voie să-l atingă. Maria de bucurie a vrut să se arunce la picioarele lui și să-l îmbrățișeze. Dar nu-i dă voie. Și ne spune și motivul pentru care spune, încă nu m-am suit la tatăl meu. Du-te și spune ucenicilor mei că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru. De fapt, uitați cum spune, du-te și spune fraților mei. Este pentru prima dată în Evanghelie când Iisus Hristos numește pe apostoli, pe ucenici, frați. Este prima dată când folosește expresia aceasta. Asta vrea să spună că moartea și învierea lui a schimbat relația dintre Hristos și credincioși. Prin moartea și învierea lui noi am devenit frații Domnului Iisus. Frați de sânge, pentru că am fost spălați prin sângele lui cel sfânt, glorie Domnului. Însă lui Maria îi spune, nu mă atinge. Cum se face că îi spune Mariei, nu mă atinge, când câteva ore, poate mai târziu, am să vă spun cu ajutorul Domnului duminică, dacă va fi cu voia Domnului, câteva ore mai târziu, Maria va fi din nou la mormânt și cu femeile sfinte de data aceasta și Matei ne spune, când l-au văzut pe Iisus, s-au aruncat și l-au prins de picioare, i-au îmbrățișat picioarele. Cum de pe ele le lasă acum și pe Maria nu? Și apoi, o săptămână mai târziu, cum se face că lui Toma îi spune, a dus degetul în coace și pune-l în coasta mea. Deci, atinge-mă. Și vezi că nu sunt un spirit, un duh. Sunt un om. Un duh n-are carne și oase, cum vedeți voi, va zice evanghelistul Luca, că am. Este ciudat acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos pe care vrem să-l dezvoltăm astăzi la actul împărtășirii și să învățăm deci mai mult despre învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că aceasta ne dă dreptul la împărtășire, să stăm la masă, la masă stă familia, stăm cu fratele nostru mai mare în seara aceasta, cu Iisus Hristos. Nu vă bucurați? Eu mă bucur. Eu mă bucur. Haideți să ne uităm la un mesaj care o să vi se pare ciudat la titlu, pentru că este în cuvântul lui Dumnezeu mesajul. Mesajul se intitulează Mario, păstrează distanța. Mario, păstrează distanța, nu mă atinge. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos de data aceasta în aceste cuvinte? Dacă răspundem așa mai simplu, pot să fie cel puțin una din cele din trei variante. Prima, Mario, nu mă îmbrățișa acum, am altă urgență de rezolvat. Și urgența este să mă duc la tatăl meu și tatăl vostru cu o misiune specială. Dar după aceea mă voi întoarce și am să îți dau voie la întâlnirea pe care o vom avea să te închin așa cum dorești tu și să vezi că eu sunt cel care îți vorbește cu adevărat. Asta ar fi prima interpretare. A doua, Mario, relația mea cu umanitatea s-a schimbat după moartea și învierea mea din morți. De aici încolo, relația mea cu voi nu este una fizică, ci relația este una spirituală, pentru că voi de aici încolo trebuie să umblați prin credință, nu prin vedere. 3. Mario, încă nu m-am suit la tatăl meu, adică încă nu m-am înălțat. Voi fi 40 de zile cu voi pe pământ. Ai timp, ai tot timpul în 40 de zile când am să mă arăt și ție din nou
să îți exprim dragostea cu îmbrățișarea pe care știu că o ai din inimă, pentru că ți-am făcut mult bine, te-am eliberat de 7 draci. Posibil să fie una din aceste, dar este taină în cuvântul lui Dumnezeu, este taină în mesajul învierii. Și la aceasta ne vom uita în cadrul mesajului nostru, Mario, păstrează distanța. Trei lucruri. Taina este, Mario, în momentul acesta am o poruncă nouă și trebuie să o asculți. Am o poruncă nouă și trebuie să o asculți. Și porunca este una întreită. Trebuie, Mario, să te duci și să vorbești cu frații mei și frații tăi acum, că este o nouă relație între om și Iisus. O nouă relație. Cum vă spuneam înainte, este una spirituală. Potrivit 2 Corinteni 5 cu 7, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Tocmai de aceea a spus Iisus Hristos către Toma, ferice de aceia care n-au văzut, n-au trebuit să atingă ca și tine, să pună degetul, să simtă că am trup. Ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Aduceți-vă aminte și vom vedea duminică dimineața, când Ioan cu Petru s-au dus la mormânt, după ce Maria are această experiență cu Domnul și a venit și le-a spus, când Ioan s-a dus la mormânt, cuvântul Domnului spune că Ioan în sfârșit a intrat și el în mormânt, a văzut ce este acolo în mormânt, dar nu l-a văzut pe Iisus Hristos. Dar cum conclude evanghelistul Ioan când a ieșit din mormânt, ce spune? A văzut și a crezut. A crezut fără să-L vadă pe Iisus Hristos. Mario, păstrează distanța. Tu trebuie să înveți porunca nouă cu care eu vin pe pământ. Relația mea, Iisus, cu omul s-a schimbat. S-a schimbat. Și de aici încolo, începând cu tine, care ai avut această dragoste, să rămâi aici până când ai văzut și ai știut ce s-a întâmplat cu mine, relația mea s-a schimbat. Nu fizic, nu material. Relația mea este una spirituală. Ce-am vorbit eu, trebuie să credeți. Pentru că mereu, mereu, Ioan nu uită să spună, încă n-au înțeles că ce le vorbise el despre aceste lucruri mai înainte trebuiau să se împlinească pentru că erau spuse în Scriptură. N-au știut. Doi, nu numai că este o nouă relație a lui Iisus Hristos cu omul, este o nouă relație dintre Hristos și Dumnezeu acum. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în momentul acesta al învierii din morți, relația dintre Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl, s-a schimbat. Și anume, de aici încolo, Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, profetul. Iisus Hristos este Marele Preot. Este Marele Preot. Și uitați ce spune cuvântul Domnului despre Marele Preot. Ca să fie mare preot și să aibă această sarcină măreață din partea lui Dumnezeu, să prezinte poporul înaintea Domnului și să facă stropirea sângelui pentru popor, ascultați cu atenție ce vă spun, înainte ca marele preot să poată să facă lucrul acesta, spune cuvântul Domnului, trebuia să aducă o jertfă pentru el. Și dacă Domnul confirma că el s-a sfințit ca să poată să reprezinte poporul, atunci putea să prezinte și poporul înaintea Domnului. În Levitic 23, 10 la 11, cuvântul Domnului spune în felul următor. Când veți intra în țara Canaan să sărbătoriți Paștele și apoi după Paște imediat, a doua zi, spune, a doua zi, după Sabat, după Paște, a doua zi, deci ziua următoare, preotul să aducă înaintea mea ca dar pentru popor din țară un snop de grâu, întâiul rod. Întâiul rod. Ei,
ca Iisus Hristos să fie marele preot, trebuia să aducă o jertfă care să-l califice ca mare preot. Iar jertfa pe care el a adus-o a fost trupul lui. El a devenit mielul lui Dumnezeu. Iar snopul cu care trebuia să se prezinte a doua zi, suntem după sabat acum, a doua zi după sabat, snopul pe care trebuia să-l aducă, întâiul rod, este tocmai el. Pentru că Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 15 cu 16 spune, Hristos este întâiul rod. Întâiul rod. Relația lui cu Dumnezeu Tatăl, a lui Iisus Hristos, s-a schimbat. Nu mai este fiu, este, a rămas Marte, dar nu mai lucrează în poziția de fiu de Dumnezeu, lucrează în poziția de mare preot. Mare preot. Altfel, Iisus Hristos ne permite, dacă vei avea o vedenie și vrei în vedenie să te arunci la picioarele Domnului și să-i strângi picioarele, îți dă voie. Așa cum spune în Cântarea Cântărilor, capitolul 3 cu versetul 4, ce am găsit pe iubitul inimii mele, l-am apucat și nu l-am mai lăsat. Îți dă voie, Domnul. Dar trebuie să înțelegi ce este urgent, de aceea păstrează distanța pentru urgent. Și trei, nu numai că este o nouă relație între Hristos și om, de aici încolo spiritual trebuie să-l abordezi pe Iisus, nu numai că este o nouă relație între Hristos și Dumnezeu Tatăl, El este marele preot, este o nouă relație între Dumnezeu și om. Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați care este noua relație. Prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos s-a făcut posibil pentru tine și pentru mine ca Dumnezeu să poată să fie abordat direct și nu ca și o figură îngrozitoare. Dacă citiți cu atenție Vechiul Testament, în Vechiul Testament conceptul despre Dumnezeu ca Tată nu este dezvoltat. Nu este dezvoltat. Foarte puțin se folosește de denumirea că Dumnezeu este Tată. Foarte puțin. Și de aceea evreii erau îngroziți să rostească numele lui Dumnezeu. Și astăzi, evreii care sunt aici și se închină cu noi în curtea noastră, ei nu rostesc Yahweh, Jehova. Ei rostesc Adonai, Domnul. Nu îndrăznesc să-i spună numele, dar învierea din morți a Domnului Iisus Hristos l-a făcut pe Dumnezeu pentru noi Tată. Tată. De aceea, când tu și cu mine ne rugăm lui Dumnezeu, nu mergem înainte lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Dumnezeule înfricoșat. Este înfricoșat. Nu spune nimeni că nu este înfricoșat. Și mergem înainte și spunem, Tată. Așa ne-a învățat Fiul Tău, Iisus Hristos, Tatăl nostru care ești în ceruri, ai milă de noi! Și are milă de noi. Care tată? Care tată n-are milă de copii? Mario, păstrează distanța. Învață ce este nou. Pentru că dacă nu vezi ce este nou, tu dai în religie. Tu numai așa crezi că poți să te închini lui Dumnezeu dacă îl prinzi de picioare, dacă îl îmbrățișezi, dacă îi săruți inelul. Nu! Învață porunca nouă, spune tuturor, spune fraților mei că închinarea lor înaintea mea cunoaște o dimensiune nouă. Aceasta este porunca pe care trebuie să o ducem la semenii noștri. Al doilea lucru, nu numai că este o poruncă nouă, discuția lui Iisus cu Maria, nu mă atinge, este revelată o poziție nouă, o poziție nouă. În Vechiul Testament, cum am spus, marele preot, ca să poată să prezinte poporul înaintea Domnului, trebuia să aducă jertfă pentru sine. Și în felul acesta era acreditat de către Domnul ca om în stare să mijlocească pentru popor, să facă stropirea cu sânge. Și așa, nu uitați că marele preot, ori de câte ori, odată pe an,
intra în Sfânta Sfintelor, intra legat de picior, cu o frânghie. Pentru că spunea legea, dacă nu s-a sfințit îndeajuns, când se prezintă în fața lui Dumnezeu, cu Dumnezeul acesta înfricoșat, care aveau ei imaginea despre el, îl lovește acolo, în fața chivotului legământului, unde se prezintă și vorbește Dumnezeu, și moare pe loc. Și nu are voie, toți ceilalți preoți n-au voie să intre în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Atunci, să tragă cu frânghia de picior, să-l scoată afară de acolo. Dar ei îl ascultau, tot timpul. Când mergea acolo să facă rugăciune și stropirea în Sfânta Sfintelor, la sărbătoarea Ispășirii, Yom Kippur, o dată pe an, pe lângă faptul că avea piciorul legat cu o frânghie pentru intervenția aceasta expresă, haina lui preoțească avea niște clopoței jos. Și asta era semnalul. Dacă se auzeau clopoței, ziceau, e viu, e viu, nu trebuie să tragem de sfoară, e viu. Asta era semnalul. Dacă vreți, când a intrat Iisus Hristos în Sfânta Sfintelor din cer, s-au auzit clopoței jos. Știți care au fost? A fost vorbirea în altă limbă, în ziua Rusaliilor. Dovada că Iisus este viu și cel ce este viu vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Amin? Clopoței erau la poala hainei. El a intrat în Sfânta Sfintelor în cerul și clopoței s-au auzit jos în Ierusalim. Și s-a auzit până aici la Emanuel, mărit să fie Domnul. Mântuitorul nostru este viu, este viu. O poziție nouă. El s-a dus în fața Tatălui Ceresc în felul următor. Dacă Statele Unite trimite un ambasador în România, îl pregătește, intens timp de 6 luni pe viitorul ambasador ca să-l învețe cum trebuie să reprezinte America acolo. Și după ce l-a învățat și trece testul, îi dă ambasadorului așa zisele scrisori de acreditare. O recomandare de la președinte, o recomandare de la secretarul de stat și probabil o recomandare de la ministrul apărării. Astea sunt scrisorile de acreditare. Ambasadorul se duce în țara aceea, nouă, merge în România, de exemplu, că e ambasadorul american în România, și cere audiență la președinte. Și când se duce la președinte, își prezintă scrisorile de acreditare. Președintele României, în cazul de față, se uită la scrisori și zice, da, primesc recomandarea, acreditarea, vă recunoaștem ambasadorul Americii în România. De acolo încolo intră în autoritate. Iisus Hristos are o poziție nouă. S-a dus, cum am zis, în fața Tatălui ca mare preot. Dar care era acreditarea lui? Pentru că așa spune Mario, încă nu m-am suit la Tatăl meu, dar spune fraților mei că acum mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Acreditarea lui erau rănile din palmă, rănile din coastă, rănile de pe cap, în urma spinilor, rănile de pe spate, în urma bătăilor inumane, rănile de la picioare. Asta era acreditarea lui de mare preot. Și acum, când Iisus Hristos în aceeași zi, seara, se prezintă în mijlocul apostolilor săi, a fraților lui, uitați ce spune Scriptura. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, și atenție, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Noua poziție, deci o poziție nouă, pe care trebuia să o preia Iisus în momentul acela și toate s-au făcut, să știți, la un timp foarte scurt, la clipeala ochiului, pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, n-au nevoie de timp să rezolve o problemă. Toate s-au făcut într-un timp foarte scurt, pentru că la câteva o oră, două, au venit celelalte femei
Și l-au văzut pe Iisus, s-a arătat din nou. Și apoi seara s-a dus și s-a arătat celor 10 apostoli care erau adunați la oaltă. Când s-a arătat seara, ce a făcut? Le-a arătat mâinile și coasta. Este ca și când Iisus Hristos a zis: frații mei, astăzi, după cum v-a spus Maria, m-am dus la tatăl meu și la tatăl vostru și i-am arătat acreditarea mea de mare preot. Mâinile, picioarele, că Luca spune că și picioarele le-a arătat, și coasta. Și tatăl meu mi-a primit acreditarea. Ce ziceți, voi mă primiți? Credeți că eu sunt? Și care a fost reacția apostolilor? S-au bucurat. S-au bucurat, pentru că aceasta îl recomandă pe Iisus Hristos. La sfârșitul secolului al XIX-lea, a trăit aici în Statele Unite o femeie care s-a pocăit, a fost oarbă toată viața și însă de o credință extraordinară. A lăsat o moștenire spirituală imensă, a compus foarte multe cântări care se cântă în bisericile evanghelice. Și într-o zi era în Chicago și cineva o ducea pe străzile de orașului Chicago de la sfârșitul secolului XIX-lea și s-a auzit o mare gălăgie, bătăi, împalme, bucurie. Și a zis: ce este? Ce este aici? Și a zis: să vedem, s-a interesat. Zice: a venit Iisus în Chicago. Stați. Și a venit Iisus în Chicago. Zice: Iisus? Iisus? A venit a doua oară Iisus? Zice: nu știu. S-a apropiat de grupul acela și era acolo o persoană care spunea: eu sunt Iisus, așa cum spune în Scriptură. Și această femeie oarbă, cred că Fanny May o chema, a zis: du-mă în fața acestui Iisus. A dus-o în fața lui și a zis: tu ești Iisus? Și a spus: eu, da, eu sunt. Și a zis: dă mâinile tale. I-a întins mâinile și ea l-a pipăit, l-a prins de mână și a zis: tu ești fiul diavolului. Dacă ai fi Iisus, ai avea semnul cuielor în mâini. Eu sunt oarbă și nu le văd, dar nici nu le simt. Tu ești fiul diavolului. Și s-a împrăștiat ceremonia și sărbătoarea lui Iisus prin Chicago. Asta este ceea ce îl recomandă pe Iisus Hristos. Rănile lui. Sunteți de acord că El a suferit pentru noi? Sunteți de acord? Poziție nouă, mare preot. Și de aceea, pentru că este mare preot, a primit o poziție foarte înaltă. Filipeni, capitolul 5, versetele 5 la 11, ne spune că a suferit moarte până la moarte de cruce, dar a înviat din morți. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult pe omul Iisus Hristos. Eu mă minunez, să știți de ce? Pentru că înainte ca să fim noi, oamenii au fost îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu. Și numai așa, ca să vă dați seama, îngerii aceștia se pot arăta ca și oameni, pot să fie nevăzuți. Sunt aici în biserică, îngerii lui Dumnezeu, în seara aceasta, amin? Sunt aici între noi. Dar când s-au arătat la mormânt, spune, au văzut un tinerel. Și tinerelul acesta avea câteva mii de ani. Câteva mii de ani, pentru că îngerii au fost creați înainte să creeze Domnul Cosmosul. Înainte să creeze Cosmosul. Uitați-vă în Iov 38. Deci sunt așa de bătrâni și arată tineri. Arată tineri. Și totuși, Domnul n-a promovat pe Arhanghelul Mihail, care a rămas credincios lui Dumnezeu, și cel mai mare acum în lumea îngerilor, dacă a căzut Lucifer, este cel mai mare, după cum arată Scriptura, nu l-a promovat pe Arhanghelul Mihail, l-a promovat pe omul Iisus Hristos. I-a dat numele mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus Hristos, toți din ceruri, îngerii cu Arhanghelul Mihail în frunte și toți de pe pământ, credincioși și necredincioși, deopotrivă, și cei din morminte care au zis: nu ne trebuie Iisus, într-o zi se vor întâlni cu El. Și când se vor întâlni cu El, El își va arăta
următoarea poziție. Acum este mare preot, la început a fost profet, când a umblat printre noi pe pământ, acum este mare preot în cerul lui Dumnezeu, iar când vine pe pământ și se întemeiază împărăția, este împăratul împăraților și domnul domnilor. Glorie lui! Glorie lui! Și când îl vor vedea, spune cuvântul Domnului în Filipeni 2, 5 la 11, orice ființă va recunoaște și orice limbă va declara și diavolul, satana, care este împotrivitorul lui la ora aceasta, va zice, tu ești Hristosul, Dumnezeul cel atotputernic. L-a înălțat o poziție nouă. Și în sfârșit este o perspectivă nouă, cel de-al treilea lucru. Păstrează Maria distanța, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le înveți întâi și apoi îți dau voie să ai afecțiunea pe care tu vrei să mi-o arăți. Dar întâi trebuie să pricepi. Dacă nu pricepi cuvântul, nu spune că îl cunoști pe Domnul și îl iubești, că trebuie să-l cunoști și să-l iubești după cuvântul lui Dumnezeu. O perspectivă nouă. Versetul 19 din Ioan 20, pe care l-am citit deja. Maria învață ce se întâmplă cu mine și spune fraților mei, învață să le spui ce s-a întâmplat, aceasta este urgența pentru tine în momentul acesta. Dacă veți accepta că eu am înviat din morți, perspectiva nouă pe care voi o primiți de la mine este una întreită. Prima este o nouă pace. Când a intrat în mijlocul lor, a zis pace vouă. Sau pace tuturor, dacă vreți. Doi, nu numai o nouă pace, o nouă pardonare. Când le-a arătat mâinile, prin aceasta le-a comunicat și le-a spus, deci asta trebuia să înveți apostolii. Le-a comunicat și le-a spus, de aici încolo, ispășirea voastră de păcat nu mai este prin animalele și jertfele pe care le duceți la templu. Ispășirea voastră este prin aceste răni. Din mâinile mele, din costa mea și din picioarele mele. Este o pardonare nouă, o iertare nouă. Și apoi este o nouă plăcere. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul, au înțeles că este El. Cum vă spuneam, în Psalmul 30 cu versetul 7, cu 34 cu versetul 5, când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie. Este plăcerea cea mai înaltă, este bucuria cea mai înaltă. În Psalmul 30 cu versetul 7 spune, când îmi mergea bine, ziceam, n-am să mă clatin niciodată. Dar știți ce se întâmplă? Zice, o clipă ți-ai ascuns fața și ce-am pățit? M-am tulburat. M-am tulburat. A început să se teamă. A început să se teamă. Să-și piardă liniștea, să-și piardă pacea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să păstrăm distanța. Distanța pe care trebuie să o păstrăm este aceasta. Hristos Domnul este viu în vecii vecilor și apropierea noastră de El nu trebuie să fie una obișnuită. Să nu facem religie din închinarea noastră. Dacă ne-am plecat până la pământ, gata, suntem bine. Dacă ne-am făcut o cruce, suntem bine. Sau dacă am zis Tatăl nostru odată la Crăciun și la Paști, suntem bine. Nu, cu El trebuie să umblăm prin credință în fiecare zi. Și pe El trebuie să-L spunem altora, ori de câte ori avem ocazia, pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, așteaptă de la tine și de la mine să spunem lumii noua poziție pe care o are. El este Domnul nostru al tuturora, este marele nostru preot. Dacă putem să stăm la masă astăzi, este pentru că marele nostru preot s-a dus și astăzi în fața Tatălui Ceresc și a zis, Tată, Tu ai primit acreditarea mea, jertfa mea. În jertfa mea le îngădui și în seara aceasta celor de la Emanuel să stea la masă cu mine. Aleluia! Ce vei face tu? Nu vei sta cu bucurie în fața Lui? Nu te vei închina cu bucurie în fața Lui? Nu vei spune și tu, Domnul meu și Dumnezeul meu ca și Toma? Iisus este viu. Distanța pe care trebuie să o păstrezi tu și cu mine este aceasta. Apropierea noastră de El nu este după obiceiuri,
cum a crezut Maria Magdalena. Apropierea noastră de El este prin credință. Prin credință. Și când o faci prin credință și nu prin vedere, atunci Dumnezeu îți face parte și de experiențe în care să poți să spui, am văzut pe Domnul. Eu L-am văzut. Tu L-ai văzut? Slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru că putem să stăm la masa Lui în seara aceasta de sărbătoare și mulțumim Domnului că, mare preot fiind, în dreptul nostru și în favoarea noastră, putem să ne adresăm direct Lui, cum va zice autorul Epistolei către Evrei, să ne apropiem dar cu încredere de tronul Harului, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cine nu este în nevoie? Eu sunt în nevoie. Tot timpul sunt în nevoie. Și mă bucur că Domnul are milă de mine prin îndurarea Lui cea mare. Amin. Are milă de tine.